salutare, dragilor, pentru că se apropie Crăciunul și, cum v-am spus, acum câteva tutoriale, vreau să fac un mic pachetel pentru cei care se abonează canalului, pentru cei care sunt abonați canalului. Înainte să vă prezint ingredientele, haideți să vă spun ce trebuie să faceți pentru a primi acest premiu. Primul lucru, trebuie să fiți abonați canalului, iar al doilea lucru, trebuie să lăsați aici, dedesubtul acestui tutorial, un comentariu. Puteți să scrieți ce doriți, bună Nadia, ce faci, vreau pachetul, particip, un comentariu, ce comentariu doriți. Vă rog frumos să nu puneți două comentarii, pentru că comentariile duble vor fi eliminate. Bun, dragilor, haideți să vă arăt produsele care le-am pregătit pentru voi, pe care o să le pun în pachetel. Bun, dragilor, haideți să vă prezint și produsele care le-am pregătit pentru voi. Sper să vă placă. În primul rând, un mini blender, cum îi spun eu, este exact ca și al meu, dragilor. De fapt, este un aparat ce se folosește la pentru cafea, pentru ciocolată. Se folosește pentru spuma aceea din cafea. Dar, mă rog, este un mini blender care este foarte, foarte bun în prepararea produselor cosmetice. Așa că acesta este primul produs. Al doilea produs este un cântar de precizie, dragilor, pentru că mulți îmi spuneați, Nadia, eu nu pot să măsor 4,5 grame, că nu am un cântar de precizie. Așa că al doilea produs este un cântar de precizie. Ce mai avem aici? Mai avem apa de trandafiri. Apa de trandafiri are un parfum armonios, atât de îndrăgit. Este apă de trandafiri 100% pură și naturală, dragilor. Are un efect astringent și revigorant asupra tenului. Ameliorează semnele îmbătrânirii. Conferă pielii finețe, catifelare. În fine, are o grămadă de proprietăți. Așa că am pus aici o sticluță din aceasta. Nu știu câte grame are. 250 de mililitri are. Bun, acum ce mai avem aici? Gumă Xantana, dragilor. Am vrut să vă pun și o gumă Xantana, pentru că multă lume mă întreabă, Nadia, de unde cumpăr, ce este gumă Xantana? Este un gelifiant natural, dragilor. Mai avem aici și un unt de mango de la Miami. Să știți că am cumpărat produsele pe unde am putut, din diferite locuri, dragilor. Câteva sunt de la Miami, aceste două. Restul de pe Amazon sau din alte părți. Untul de mango, dragilor, ați văzut că am făcut ultima dată cu untul de mango o cremă de corp super, super hidratantă. Este bogat în, stați să vă citesc de aici, este bogat în elemente benefice pielii, îndeoseb pentru pielea uscată și pentru îngrijirea tenului și a părului. Bun, mai avem și un unt de shea, dragilor, 100% organic, nerafinat. După cum ați văzut, eu îl folosesc foarte mult în creme, în produsele cosmetice pe care le prepar. Este un ingredient extrem de hrănitor pentru piele, provenit din semințele fructului făcut de arborele de shea. Acest arbore care este considerat sacru în cultura africană. Este foarte, foarte hrănitor. După cum vedeți aici, și pune bine, pune în engleză. Este 100% natural, organic, hrănitor, hidratant. Bun. Acesta are 300 de mililitri, pune aici. Aveți destul, dragilor. Nu-l încep, nu vreau să încep niciun produs să vă arăt, pentru că normal sunt sigilate și nu vreau să le încep. Ce mai avem aici, dragilor? Avem ulei de cocos bio. Uleiul de cocos, de asemenea, este foarte apreciat pentru textura și finețea sa. Este aplicat pe piele, lasă o piele mătăsoasă, hidratată, hrănită. Mai avem aici aloe vera gel, dragilor. Pur, 99% ingrediente naturale. Este gelul pe care l-ați văzut în rețetele mele.
Eu îl folosesc foarte des în rețete. Acest gel include deja un ingredient gelifiant. Este un adevărat panaceu pentru piele, după cum știți, și este foarte apreciat în toată lumea. Are numeroase virtuți, este folosit ca efect reparator, cicatrizant, hidratant. Foarte, foarte ok. Bun, mai am aici vitamina E, dragilor. Vitamina E, care este un excelent antioxidant și putem să-l folosim ca și conservant în produsele cosmetice care conțin uleiuri și unturi. Și nu putea să lipsească Cosgard, dragilor. Cosgard, care este un conservant cosmetic foarte întrebuințat în cosmetică. Bun. Am ales o sticluță așa cu cantitate mai mare. Eu am una mai mică, dar mă rog, nu știu unde este. Dragilor, acestea au fost produsele și ingredientele pe care le-am cumpărat pentru voi. Acum vreau să vă mai trimit încă câteva lucruri, și anume săpunul Valurile Oceanului pe care l-am făcut eu, dragilor. Miroase așa frumos și trebuie să vă trimit un săpunel. De asemenea, vreau să vă mai trimit și săpunelul de ulei de măsline. Să vedeți ce delicată este, chiar dacă nu este parfumat, săpunul este foarte, foarte delicată pentru piele, dar trebuie să lăsați, vă rog, încă o lună de zile, da? Cel puțin. Iar pentru rezultate mai bune, trebuie lăsat între 6 și 12 luni la maturare, dragilor, săpunul de măsline. Dar mă rog, dacă doriți, după o lună de zile puteți să-l folosiți. Și vreau să vă mai pun în pachet și untul pe care l-am făcut, untul de corp, dragilor. Vreau să-l probați să vedeți. Este super, super. Și pentru că m-ați invitat foarte multe persoane la cafeluță, la cafeaua virtuală, vreau să vă răspund și eu cu o cană, dragilor, o cană pentru cafea. O cană de ceramică cu o linguriță, așa să vă gândiți din când în când la mine când beți cafeaua. Bun, dragilor, acestea sunt produsele, sper să vă placă. Ne auzim în 15 decembrie pentru extragere. Nu uitați să vă abonați canalului, da? Prima condiție este să vă abonați canalului pentru cei care nu sunteți deja abonați, iar a doua condiție să lăsați, vă rog, un comentariu aici de desubtul tutorialului. Puteți să scrieți ce doriți, da? Voi lăsați comentariile și după aceea, în data, în 15 decembrie, facem extragerea pentru a vedea cine este câștigătorul acestor produse. Să știți că, cum știu că multă lume mă urmărește din Finlanda, din Iran, din Australia, o să trimit acest pachet oriunde vă aflați, dragilor, oriunde. În 5-6 zile pachetul o să ajungă oriunde în lume. Bun, sper să vă placă aceste produse, dragilor. Ne auzim în 15 decembrie pentru a vedea cine este câștigătorul acestor produse. Vă pup și vă iubesc!